IRL, lider global în biosoluții, vă recomandă Airone SC. Ce? Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport, o seară dedicată accesării fondurilor europene. Cred că telespectatorii noștri, publicul fidel, cunoaște deja faptul că aici la Agro TV, de mai bine de 4 ani de zile, discutăm, vă dăm toate detaliile, toate informațiile vis-a-vis de accesarea acestor bani, vis-a-vis de cum puteți intra în posesia acestor fonduri europene. Evident că vorbim pe fiecare speță în parte, încercăm să explicăm pe înțelesul tuturor în ce constau aceste măsuri și submăsuri. Bineînțeles că ne raportăm în mod deosebit la cele pentru care mai există finanțare. Așa o să facem și în această ediție. Vom discuta, vom diseca măsura 4.1a. Cei interesați, cred că ar fi bine să fie atenți la ce spun invitații mei, cei doi consultanți, și implicit să vină cu întrebări acolo unde dumnealor simt că au ceva de clarificat. Evident că vom lua în calcul toate măsurile și submăsurile, nu ne vom limita doar la această măsură. Sunt măsuri care se vor mai lansa în viitor și mulți dintre dumneavoastră au început încet, încet să-și pregătească dosarele, să își pună la punct documentația, să se informeze, să se documenteze, pentru că atunci când măsurile vor fi lansate, să poată să le și acceseze și să nu mai aibă nevoie de alte informații suplimentare. Vă spuneam că așteptăm întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook Agro TV, suntem live acolo, ne puteți vedea. Bineînțeles că avem și un număr de telefon cu tarif normal, 031-405-2800, este telefonul telespectatorului, unde vă invit să sunați și să adresați toate întrebările pe care le aveți celor doi oaspeți. Este vorba de doamna Gabriela Fechete, bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență și domnul Răzvan Doța, bună seara, de asemenea, mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Deși sunt invitații mei din această seară, sunt cei doi consultanți. Doamna Fechete este de la Satu Mare, domnul Doța este timișorean, dar asta nu înseamnă că veți suna sau veți adresa mesaje numai cei din regiunile respective. Toată lumea e binevenită, inclusiv cei din diaspora, pentru că ne face o plăcere deosebită să dialogăm cu toți cei care vor sau intenționează să acceseze bani europeni. Bun, haideți să începem cu 4.1a și o să rog pe doamna Fechete să ne spună mai multe lucruri. Între timp sunt convins că cei care sunt în fața televizoarelor sau urmăresc pe Facebook transmisia noastră vor veni și cu întrebări punctuale, cu spețe personalizate pentru această seară dedicată accesării fondurilor europene. Vă rog, doamna Fechete. Bună seara! Trebuie să știm că în momentul de față nu mai sunt măsuri deschise. Singura măsură care a fost în consultare, deci, este 4.1a, investiții în exploatații pomicole. Pentru această măsură este o alocare financiară de 122,7 milioane de euro. Trebuie să știm că beneficiarii care sunt eligibili pentru această măsură sunt PFA-uri, IE-uri, SRL-uri și cooperative agricole. Valoarea finanțării pentru această măsură este de la 100.000 de euro până în 1.500.000. 100.000 de euro pentru ferme mici, pentru achiziții simple, 200.000 de euro pentru ferme medii, tot pentru achiziții simple, și 300.000 de euro pentru ferme mari, tot la fel pentru achiziții simple. Vorbim de achiziții utilaje. Fermele sau proiecte mai complexe sau cei care doresc și procesare și depozitare și înființare de plantații pot solicita în jur în 450.000 pentru ferme mici, 1.500.000 pentru ferme medii și 1.500.000 pentru ferme mari.
Intensitatea sprijinului pentru această măsură este de la 50, deci până în 70%. 50% dacă nu ai, nu are, deci pentru SRL-uri sau pe cooperative agricole și se mai majorează cu 20% în funcție de dacă este tânăr, are beneficiarul sau liderul proiectului este tânăr fermier, poate să ajungă la 70% sau cooperativele din stat de la 70%. În cazul cooperativelor se pot majora cu 20% dacă au zona unde doresc înființarea plantației sau proiectul unde va fi instalat până la 90% sau dacă au cu constrângeri sau plantații ecologice. Exploatația trebuie să respectă mai multe condiții care se pot înființa din această măsură, se pot înmulți, deci producere de material de înmulțire sau plantare de material de plantare fructifer. Dimensiunea minimă care este obligatoriu pentru această măsură este de 4.000 de SO-uri. În cazul solicitanților care desfășoară prima dată o activitate agricolă, solicitantul este înscris cu exploatație agricolă la APIA de mai puțin de 12 luni, dimensiunea economică a exploatației va fi cea rezultată în urma investiției. Cam acestea sunt condițiile generale pentru această măsură. Iar în detaliat mai sunt, pentru, din punct de vedere al punctajului, eu recomand ca să fie înscrise într-o cooperativă, deci beneficiarul sau liderul proiectului, societatea să fie înscrisă într-o cooperativă. Pentru această categorie mai primesc 10 puncte în plus. Sau dacă au o vechime la societate sau beneficiar are minim 3 ani activitate din stat, are un punctaj în plus pentru această măsură. Bun, domnul Dosa, deci ce ar mai fi de completat de spus vis-a-vis de ce a spus doamna Fechete? În mare parte, doamna Fechete a acoperit cam tot ce ține despre despre această măsură, despre 4.1, măsură destinată exploatațiilor pomicole. O mică completare de precizat ar fi viitorii potențial beneficiari să fie foarte atenți la drepturile de proprietate pe care le au asupra terenurilor, pentru că presupune o înființare de exploatație, o investiție pe termen lung, mediu spre lung, iar contractele în special se și punctează suplimentar dacă există în proprietate aceste terenuri pentru care se face investiția. Bun. Astea sunt lucrurile, cred că, cele mai importante. Sunt câteva aspecte pe care dumneavoastră le-ați punctat, le-ați dezvoltat. Dar haideți să încercăm așa să nuanțăm acolo unde e cazul, pentru că spuneam noi că există încă finanțare pe această măsură și aș vrea să-i convingem pe cei de acasă că e o măsură care merită să fie luată în serios de către cei care, bineînțeles, se încadrează pentru așa ceva. Doamna Fechete. Da, în principiu, cei care înființesc, deci sunt eligibili, trebuie să știm că cooperativele nu sunt eligibile pentru înființare, doar societățile sau PFA-urile. În acest sens, cooperativele pot accesa doar pe partea de procesare sau partea de achiziții utilaje. În funcție de între 12.000 și ar trebui să detaliem puțin punctajul în funcție de, sunt trei categorii de punctaje. Am putea începe cu primul, cum ar veni pentru ferme între 12.000 și 250.000 de SO-uri primesc 5 puncte, iar între 4.000 și 12.000 3 puncte. Aici trebuie să știm că plantați sau persoanele sau
societățile care au o plantație de minim aproximativ 4 hectare au șanse sau au punctaj mai mic la acest criteriu. La ce trebuie să fim atenți? Încă cei care doresc să înființeze sau să facă și construcție mai primesc în plus un punctaj de 12 puncte dacă au făcut demersurile pentru proiectul tehnic al construcției și în acest sens ar primi 12 puncte pentru acordul de mediu. Iar dacă, deci la momentul depunerii ar trebui să aibă deja acordul de mediu. Dacă nu sunt la faza de acord de mediu, ar putea și decizia de etape de încadrare cu 8 puncte în plus. Majoritatea proiectelor care doresc doar achiziții de utilaje sau achiziții simple nu au punctaj la această categorie. Ce mai trebuie să știm că am pentru un punctaj în plus ar trebui să avem și să avem o investiție în energie regenerabilă, în panouri fotovoltaice, dacă din valoarea proiectului minim 10% din valoarea proiectului investim în panouri fotovoltaice sau în energie regenerabilă, primim 8 puncte. Dacă minim 5% din valoarea proiectului investim, atunci primim 5 puncte în plus. Mai departe, cum am specificat mai înainte, firmele care au activitate, deci vechime în domeniul Omicol, primesc din start 15 puncte. Dacă au vechime doar în domeniul agroalimentar, primesc 5 puncte în plus. Bun, iertați-mă o secundă, doamna Fechete, luăm 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, vă rog să vă continuați ideea. Pentru un punctaj în plus am specificat și mai înainte cei care depun ca și membru al unui grup de producători sau cooperativă primesc 10 puncte în plus. La această categorie, repet, nu sunt eligibile cooperativele, sunt eligibile doar ca și membru al cooperativei. Deci nu neapărat trebuie să fie să înființeze cooperativa, deci doar membru al cooperativei, deci liderul proiectului să fie membru al cooperativei primesc 10 puncte în plus. Revenim la proprietate. Dacă terenurile pe care doresc să înființeze, deci plantațiile pe care vor fi înființate, sunt în proprietate sau în concesiune de la autorități publice, primesc 10 puncte în plus. Aici majoritatea cred că ar trebui de la acest punctaj ar trebui să pornim, că la vechimea societății cred că este mai greu de îndeplinit, mai ales în domeniul pomicol, și atunci în acest sens eu recomand să fie și în proprietate terenul pe care doresc să înființeze plantația. Pentru ce mai primim punctaj în plus? Dacă administratorul sau managerul deține calificare în raport cu activitate prevăzută prin proiect respectiv pomicol, dacă are studii superioare, deci primește 10 puncte, dacă are studii liceale sau post-liceale, primește 8 puncte, iar dacă are angajat, deci angajează ca și administrator sau manager al proiectului, primește 4 puncte în plus. Bun, haideți să mai au câteva întrebări până mai completăm vis-a-vis de 4.1. Domnul Daniel Ardelean, ce se știe de măsura 4.1, modernizare fermă, tânăr fermier? Păi, cred că v-au răspuns invitații așa în mare până acum. Un alt telespectator... 4.1 a fost depusă în luna decembrie, deci până în 21 ianuarie trebuia să fie depus. Am înțeles că prima etapă a fost evaluată în luna ianuarie. Așteptăm celelalte submăsuri să fie în perioadă până în 15 iunie, am înțeles că vor fi finalizate.
Bun, haideți să mai luăm alte întrebări. Iulian Caraiman. Pe mine m-ar interesa, pe Galați nu este niciunul, nu știu la cine se referă, dar pe animale. Păi aici e de pomicultură, domnul Caraiman. Nu știu ce l-ar interesa. Da, pe animale, da. Pe animale se preconizează o măsură, dacă informațiile sunt corecte, o să mai fie lansată o măsură pe 4.1 pe partea de zootehnie. Dar aici se încadrează firmele care au cel puțin, nu știu acum în funcție de număr de animale, dar firmele, fermele mici, mijlocii sau mari s-ar încadra pentru un punctaj în plus. Bun, haideți să mai luăm câteva întrebări, că tot suntem o emisiune cu atâția telespectatori și e păcat să nu dialogăm cu cei de acasă. În fond și la urma urmei, asta ne interesează, să le răspundem celor care ne urmăresc seara asta și nu numai în seara asta, în fiecare seară. Oamenii, să știți că vor să știe și de 6.1 ce se mai întâmplă. Avem, ia uitați, Cosmin Bușu, pentru construirea unei bălți de pește. Ce ne puteți spune? Da, pentru construirea unei bălți de pește, deci ce ar fi accesibil, accesat, s-ar putea accesa pe Popam, dar trebuie să știm că pentru această măsură ar trebui să aibă în proprietate deja un lac înființat, cel puțin, nu știu, 60 de ani aproximativ, și trebuie să fie lacul întabulat ca și lac. Deci nu este suficient dacă este făcut doar de beneficiar sau liderul proiectului, deci trebuie să fie întabulat ca și lac. Atunci ar putea, în principiu, chiar până în 1.500.000 de euro, cred că se preconizează să fie deschisă o măsură pe Popam. Adrian Vasile Șoșu, de ce vorbiți despre submăsura 4.1 ca fiind submăsură pentru pomicultură, când submăsura se numește 4.1A? Eu cred că am precizat, domnul Șoșu. Ar fi bine să urmăriți cu atenție înainte să faceți afirmații care nu se susțin, da? Urmăriți-ne, că cred că știm ce discutăm aici la AgroTV, nu vorbim, nu facem după ureche și discutăm cu specialiști, cu oameni care chiar fac proiecte și mari și mici, și au diferiți beneficiari, nu ne permitem să aducem în fața dumneavoastră amatori sau habarniști care vor doar să se vadă și să-și dea cu părere. În regulă. Asta e rugămintea mea pentru toți cei care sunt atenți la emisiune, să ne urmărească până la final și după să critique dacă e cazul. Dacă nu, se pot și bucura de ceea ce le spun invitații mei, dar eu cred că ar fi bine să fim atenți la informații, întâi să facem afirmații. Domnul Dan Lozincer, va juca când se mai dă drumul la 6.1. Am făcut un proiect în 2018, am ridicat utilajele, este ok. Aș mai lua ceva utilaje să mai înnoiesc parcul. Cu mare respect domniei voastre. Cu respect vă salut și eu, domnul Lozincer. Da. Vă rog. Aici îmi permite să intervin și eu. Chiar vă rog, nu. Dacă a accesat domnul deja 6.1, nu va mai fi posibil să acceseze o măsură pentru instalarea tânărului fermier, deoarece, cum bine știm, măsura 6.1 are un prim criteriu de selecție, vechimea ca fermier, să nu depășească 24 de luni. Dar domnul își poate deschide, își poate mări parcul auto, parcul de utilaje, prin alte măsuri, măsuri care presupun și o contribuție proprie, cum a fost în acest an măsura 4.1. Bineînțeles, pe ramura pe care dorește dânsul, zootehnie sau cultura mare. Bun, domnul Romi, 6.1, am avut control în decembrie, dar tot aștept răspunsul. Mi s-a spus că nu sunt afișate, oare când vom mai... cât vom mai aștepta? Vă rog.
încă nu se știe aproximativ, controle încă se fac și în momentul de față, pentru că s-au depus foarte multe proiecte, pe măsura 6.1 a fost o cerere extrem de mare, de aceea se și dorește, dacă ar fi posibil, redeschiderea acestei măsuri. Din păcate, nu cred că va mai fi posibil, cel puțin până după 2023, dar controle încă se fac să verifice periodic site-ul AFIR, rapoarte de selecție, secțiunea rapoarte de selecție, pentru că acolo va vedea când va fi momentul. Noi sperăm să se afișeze cât mai repede, pentru că și pe noi ne sună oamenii, la fel cum vă scriu dumneavoastră, când primim răspuns. Nici noi nu știm încă. Domnul Neamțu, măsura 6.1 are 68 de puncte la control, a fost totul în regulă, ce șanse are? Are șanse, dacă a fost totul în regulă la control, cum ziceam și telespectatorului dinainte, să aștepte rapoartele de selecție, pentru că în funcție de buget, bugetul fiind destul de limitat pe măsura 6.1 la o asemenea cerere care a fost, dar totuși cu 68 de puncte eu zic că șanse sunt. Nu foarte mari, dar sunt. Ce înseamnă nu foarte mari? Haideți să-i dăm un procent telespectatorului nostru. Peste 50%, doamna Fechete. Da, în principiu cam 70-80% ar avea șanse pentru cu 68 de puncte. Bun, cred că sunt niște șanse destul de mari în condițiile astea. Deci dacă proiectul e eligibil, eu zic că 60-70 de puncte, 60-70% deci ar avea șanse. Bun, cred că mai avem maxim un minut până să luăm publicitate. Eu vă propun să facem pauza asta comercială posibilă chiar în clipa asta, nu de alta, dar între timp telespectatorii noștri își mai notează, își mai fac tot felul de calcule și sunt convins că ne vor și trimite mesaje vis-a-vis de ceea ce vor să facă, la ce s-au gândit și unde cred dumnealor că ar fi eligibil, unde ar putea primi finanțare. Așa că vă propun să luăm în clipa asta câteva minute de publicitate. După o scurtă pauză comercială o să ne revedem tot aici la Agro TV, la Agricultura la Raport, cu tema noastră de marți seară, accesarea banilor europeni. Pauză și ne întoarcem.